În urmă cu doar câteva minute în spatele meu, la altarul improvizat în spatele meu, a fost antrenorul de volei al Clubului Sportiv Municipal Zalău împreună cu soția lui. Sunt doi părinți sfâșiați de durere, sunt niște imagini incredibile, greu de suportat chiar și pentru noi jurnaliștii. Erau pur și simplu plânși, abia se mai puteau ține pe picioare. E o atmosferă tensionată, e o atmosferă plină de durere, încărcată de emoție, e o tăcere apăsătoare. Sunt aici în continuu elevi veniți de la toate școlile din Belgrad, sunt profesori, sunt oameni șocați și îndurerați de tragedia de ieri. În urmă cu o oră, în fața Ministerului Educației, s-au strâns câteva zeci de profesori care s-au dus acolo pentru a cere autorităților să ia măsuri și să-i protejeze. Au cerut schimbarea legii dacă e nevoie, au cerut să fie protejați de acum încolo, să nu mai fie astfel de tragedii. Au vorbit despre vinovați, cum ar fi părinții, dascălii, societatea în general. E și o pancartă chiar în fața școlii, unde scrie ascultați pe copii, discutați cu copiii. Până la urmă vorbim de o dramă la care s-a ajuns tocmai din această cauză. Problemele unui copil care au fost ignorate de societate sau poate nu le-a dat societatea importanța cuvenită și iată s-a ajuns la o adevărată tragedie. Au fost și reprezentanți ai elevilor acolo care au cerut de asemenea să se ia măsuri și să se simtă în siguranță în școli. Școala unde a avut loc masacrul ieri dimineață era una dintre cele mai cunoscute școli din Belgrad, una dintre cele mai bune. Acum e cunoscută ca școala unde a avut loc cea mai groaznică tragedie din istoria Serbiei de după război. Încă de azi dimineață vin în continuare aici sute, mii de elevi. E un loc de pelerinaj, vin aprind lumânări, depun buchete de flori albe, se roagă pentru sufletele celor 8 copii de 13 ani care și-au pierdut viața ieri, dar și pentru pasnicul de 51 de ani care a fost ucis în masacru. Așa a fost și noaptea trecută. Toată strada aceasta pe care se află școala, dar și bulevardul mare din zona centrală, au fost toate blocate ieri, pentru că altare, precum vedeți în spatele meu, sunt în mai multe locuri din jurul școlii. Au fost oameni care au venit să se roage pentru victimele masacrului și de ce nu și pentru cei care se află în spital. Vă reamintesc, sunt 6 elevi răniți, două fete sunt în stare gravă și profesoara de istorie. La câțiva metri depărtare, azi noapte, în fața Ministerului Educației s-au strâns alte câteva mii de persoane pentru care durerea a luat o altă formă. Au cerut vinovații să plătească, au cerut demisia Ministrului Educației și au fost voci chiar care au cerut demisia întregului cabinet. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a ieșit aseară îndurerat în fața camerelor de luat vederi și a denumit ziua de ieri ca fiind una dintre cele mai triste și groaznice din istoria Serbiei și a anunțat și câteva măsuri. Începând de acum, timp de 2 ani de zile, toate cererile pentru permise de port armă vor fi suspendate, iar toți cei care dețin astfel de documente vor fi verificați. Închei prin a vă spune că începând de mâine, Serbia se va afla în 3 zile de doliu național, iar școala unde s-a petrecut tragedia va fi închisă până la sfârșitul săptămânii.